Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a comunicat după ședința Consiliului Suprem de Securitate, la care s-a discutat despre funcționarea instituțiilor de stat în condițiile crizei energetice cu care se confruntă țara noastră, că s-a asigurat că toate instituțiile statului și-au mobilizat la maximum capacitățile pentru a depăși criza. Sandu a mai anunțat că a solicitat ajutor de la cei mai importanți parteneri externi ai Republicii Moldova și a primit asigurări că cetățenii moldoveni nu sunt singuri în fața acestei crize. Toate instituțiile statului și-au mobilizat la maximum capacitățile pentru a depăși criza. Totodată, în calitate de președinte, am solicitat ajutor de la cei mai importanți parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova și am primit asigurări că oamenii Moldovei nu sunt singuri în fața acestei crize. Țara noastră are mulți prieteni și am încredere că vom ieși cu bine din această criză. La ședința Consiliului Suprem de Securitate am luat câteva decizii astăzi, între care a recomanda Comisiei pentru Situații Excepționale să întreprindă măsuri pentru asigurarea instituțiilor medicale, în special instituțiilor spitalicești, cu surse alternative de energie electrică sau cu echipamente necesare pentru asigurarea funcționalității instituțiilor. 2. Se impună măsuri de optimizare a consumului de gaze naturale pentru producerea energiei termice în instituțiile publice. 3. Se ia măsuri pentru ca CET-urile, care sunt furnizori de agent termic și energie electrică, să fie asigurate cu cantități necesare de combustibil pentru generarea agentului termic și a energiei electrice. De asemenea, o decizie presupune să se creeze formule și mecanisme de achiziționare a păcurei pentru a asigura stocurile necesare pentru funcționarea centralelor de termoficare. Dragi cetățeni, știu că mulți dintre dumneavoastră au primit cu multă neliniște aceste noutăți. Știu că multe familii trăiesc cu îngrijorare faptul că vine iarna, se gândesc cu îngrijorare că vine iarna și se întreabă dacă nu cumva nu vor avea suficient agent termic sau se vor confrunta cu alte probleme legate de această criză. Pentru aceasta au fost mobilizate toate instituțiile statului, așa încât țara să fie asigurată cu necesarul de gaze naturale și nimeni să nu înghețe. Știu că pot vorbi sincer cu dumneavoastră. Am încredere în responsabilitatea cu care moldovenii știu să treacă prin greutăți. Și am încredere că dificultățile ne vor face mai puternici ca într-o familie care trece prin momente grele. Împreună am început o luptă grea împotriva hoților, am identificat bani pentru a începe treptat să creștem pensiile, alocațiile sociale, să creștem salariile. Am început curățarea instituțiilor de elemente dăunătoare pentru a le face puternice. Și în acest parcurs deja complicat peste țara noastră a venit această criză. Noi nu am cauzat-o, dar și noi va trebui să trecem prin ea. De noi toți depinde cum vom trece prin această criză. Eu am încredere că o putem depăși ca o țară unită, solidari, cu grijă unul față de altul, cu responsabilitate și cu capul sus. Pentru că nu este vorba doar de prețul la gaz. Este și despre puterea noastră de a trece prin greutăți împreună și de a ieși mai puternici din acestea. Vin către dumneavoastră, dragi cetățeni, cu un apel la solidaritate națională. Să ne ținem uniți, să nu permitem divizarea țării când ne este cel mai greu, să fim atenți la minciunile cu care suntem intoxicați, să nu ne lăsăm certați tocmai în momentele în care trebuie să fim cei mai uniți. Sunt sigură că după o iarnă plină de provocări va veni o primăvară a dezvoltării și vom continua calea de schimbare a țării noastre pentru a o face mai bună și mai prosperă.